Dragii mei frați și surori în credința în Domnul Isus Hristos, stimați prieteni, oficialități, oameni de aici din Petrești sau din împrejurim, vreau și eu la rândul meu, alături de preiobiții colegi, să vă salut cu toată inima, cu tot respectul și să vă mulțumim încă o dată pentru că ați făcut acest gest de voință de a veni în această după masă, în acest loc, spun seara de seară lucrul ăsta, aveați și alte opțiuni, e sâmbătă seara, puteați să vizitați oameni din familia voastră, puteați să mergeți undeva să petreceți seara asta într-un alt mod. Faptul că ați ales să fiți împreună cu noi aici și toți cu Dumnezeu, este un răspuns foarte clar pentru inima mea și a dumneavoastră, căci noi suntem în anumite căutări, că sufletul nostru nu poate fi hrănit nici cu distracție, nici cu multe lucruri care de multe ori oamenii cred că pot să facă asta, precum acel om din Biblie, acel bogat ilustrat de Domnul Isus Hristos, care a spus la un moment dat. Știu ce am să fac? Am să dărâm hambarele astea și am să construiesc altele mai mari. După aceea voi continua să mucesc și să adun și după ce voi umple, umplea hambarele acelea, după aceea știu ce am să fac. Apoi am să zic sufletului meu, mănâncă, bea și veselește-te, pentru că ai adunat, pentru că ai strâns pentru mulți ani acolo era o mare confuzie. Una dintre ele este chiar faptul că sufletul nu poate să fie săturat niciodată cu mâncare, nici cu salam, nici cu crătare, nici cu mici, indiferent cât de români suntem. Nu poate fi săturat nici pentru cei care sunteți vegetarieni, cu varză sau cu conopidă. Indiferent cât de sănătoasă este, mai ales ultimele două. Dar vreau să vă spun că sufletul nostru nu poate niciodată să fie uh, alimentat cu băutură. Mai, cu atât mai puțin. Și apoi vreau să vă spun că Sufletul nostru și peste Sufletul nostru nu suntem noi cei care suntem stăpâni. Și altcineva este stăpân peste Sufletul nostru. Și acel om a meritat numele care i l-a dat Domnul Isus Hristos, în pildă aceea. Pentru că nu poți să spui că Sufletul se satură cu așa ceva. Și nu poți să spui că ai adunat pentru mulți ani. Când tu trebuie să fii conștient, și dumneata, și eu, că Dumnezeu nou ne-a dat o singură zi. Una singură. Asta e matematica perfectă a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o singură zi. Ziua nu-i sâmbătă, nu-i duminica, nu-i lunea, nu-i marțea. Dumnezeu ne-a dat o singură zi. Astăzi. Și apoi Domnul Isus Hristos i-a spus, nebunule, în noaptea asta. Ți se va cere sufletul înapoi și toate câte le adunat. Te întreb, ale cui vor rămâne? De aceea vreau să apreciez într-un mod deosebit alegerea pe care ați făcut-o. Cred din toată inima mea că deja ați fost binecuvântate și binecuvântați de Dumnezeu prin aceste cântări înălțătoare, care cred că au atins nu numai urechile noastre, ci au atins în mod special inimile și cred că mesajul a atins mințile dumneavoastră. Mărturile care au fost depuse aici au avut menirea să ne îmbogățească duhovnicește. De aceea, și eu vreau să continui aceeași linie în minutele care urmează. Aș vrea să vă aduc un mesaj foarte simplu, pentru că de foarte multe ori noi suferim în lumea asta pentru că mereu și mereu suntem ispitiți să complicăm lucrurile. Lucru care vreau să vi-l spun în seara asta este legat de tema acestei campanii de evangelizare, pe care dumneavoastră puteți vedea că este afișată aici în spatele meu. Aș vrea să revenim și să ne uităm încă o dată la ele. Când se clatină temeliile. Nu cred că trebuie să fim niște oameni care să avem foarte multe informații, ca să nu recunoaștem încă o dată aici, la Petrești, în această frumoasă așezare, că trăim într-o lume în care toate să clatină. Biblia a spus de multă vreme treaba asta. A spus, de exemplu, prin mai mulți salmi că împărățiile să clatină. Toate. Foarte mulți oameni care au construit imperii atunci când au ajuns să aibă succes după succes și să cotropească teritoriul la nesfârșit. Au spus, niciodată nu o să se sfărâme Imperiul acesta. Așa au zis conducătorii Imperiului Roman sau Persan, așa au gândit germanii când au avut expansiunea aia foarte puternică, încât a, a avut impresia și Hitler că va cuceri toată lumea și toate împărățiile astea s-au clătinat. Și toate s-au făcut praf. Și praful să aleze ele. Până și noi, în România, în urmă cu 25 de ani, am avut un lider care a crezut la un moment dat că nimeni nu-l poate învinge, că deține toată puterea, că securitatea este atât de bine pusă la punct încât nu se va putea întâmpla nimic niciodată. Și uite, așa peste noapte, în câteva zile, a ajuns unde nu și-a imaginat vreodată să fie pus la un zi să fie pușcat ca un câine. Și el cineva asta lui fiind trădat chiar de cei în care el și-a pus încredere. Sunt oameni care construiesc de 25 de ani. Vedem în fața noastră mult vestita comunitate europeană, care a ajuns la un asemenea nivel, la un moment dat în care a spus nimic nu se poate întâmpla, nimic nu ne poate distruge. Și iată că de vreo două săptămâni aproximativ, Marea Britanie a dat prima lovitură și prima breș, arătând că Europa se clatină că Polonia și alte țări, că nu vreau să fac politică aici, arată că oricând pot să facă pasul în spate. Așa că orice o rânduire omenească se clatină. Pentru că așa este viața. Aș vrea să vă spun în al doilea rând că de multe ori am văzut în viețile noastre că ne-am bazat foarte mult pe sănătatea fizică. Și ne-am uitat la noi în oglinda propriei noastre vieți. Ne-am văzut atât de puternici, și puterea asta care noi ne-am fixat-o în minte ne-a făcut aroganți și mândri. De aceea am văzut oameni foarte sănătoși care au ignorat pe cei bolnavi. Dar ce-mi pasă mie? De ce nu am avut grijă? Și am, văzut, am devenit atât de mândri încât am surclasat pe foarte mulți oameni și am mers cu pieptul scos o chestiune specific românească. În care zi nu ne pasă de nimeni, noi suntem tari, noi suntem puternici, noi suntem sănătoși. Și am văzut de multe ori în viața noastră. Ca să nu vă enumer o grămadă de exemple din Evanghelie și din Sfânta Scriptură. Când oameni mari s-au clătinat. Când un om, cum este Naman, un general în armata siriană, care n-a putut fi îngenuncheat de forța armelor, care era un bun strateg militar, a fost îngenuncheat la un moment dat de o boală. Și tot universul lui s-a clătinat. Și a ajuns să asculte de o copilă, de o adolescentă, care a spus că există un Dumnezeu în Israel, că există un proroc, că există un Dumnezeu. Și a trebuit să meargă, meargă să facă niște lucruri împotriva voinței Lui și a mândriei Lui. Pentru că, stimații mei, ascultători, sănătatea se clatină. Și oricât am vrea noi să credem în medicină și oricât a evoluat medicina și e bine că se întâmplă asta. E o binecuvântare la Dumnezeu medicina și nu suntem împotriva ei. O susținem. Ne rugăm pentru medici, pentru oameni care prin mâna lor și prin iscusința pe care Dumnezeu le-a dat și darul pe care Dumnezeu le-a dat să opereze, să trateze felite de boli o parte dintre noi, mai suntem astăzi aici. Așa să vă spun după masa asta, căci deci atunci când sănătatea se să clatină, tu trebuie să fii un om realist și trebuie să crezi asta. Pentru că dacă nu o să fii realist, nu o să fii realist și nu o să crezi asta, Aș vrea să spun că predica de astăzi și programul și slujba de evanghelizare de astăzi nu o să aibă prea mult impact în viața ta. O să-ți placă și o să pleci. Aș vrea să spun că lumea financiară să clatină. Și au fost oameni bogați care peste noapte au falimentat. Poate peste noapte au ajuns bogați și tot peste noapte au falimentat. Alții au construit în timp. Dar deodată lucrurile s-au dus. Pentru că banii vin și pleacă. Pentru că nu poți să cucerești lumea prin forța banilor. Pentru că lumea asta intră mereu în faze de criză, provocată de neglijența ta, de neinteligența ta, sau provocată de alții ca să te dărâme pe tine. Și au ajuns oameni care s-au sinucis. Au ajuns patroni și oameni de afaceri care și-au pus capăt vieților. Pentru că imperiul lor financiar pe care l-au construit sau l-au moștenit s-a dus deodată, fără să poată să recupereze nimic. Pentru că banii se clatină. Și putem să spunem foarte multe faze ale vieții, v-am spus câteva, câțiva piloni foarte importanți, care toate se clatină. Și când toate se clatină, eu cu dumneavoastră rămânem să ne punem o întrebare simplă și logică. Până la urmă, ce rămâne în picioare și nu se clatină în lumea asta? Și finalul epistolei către evrei, cuvântul Domnului spune, către credincioșii Domnului, Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem lui Dumnezeu care conduce această împărăție o închinare pl plăcută cu toată Evlavia și cu toată frica sau respectul. Oameni buni! Într-o lume în care toate se clatină, absolut toate se clatină și la propriu pământ ăsta se clatină pentru că de multe ori cu tremurile de pământ, seismele astea au făcut dezastre. Dar există în lumea asta în care toate se clatină o împărăție care nu se poate clătina. Și despre asta în câteva minute aș vrea să predic. Așa să vă spun că Isus Hristos, Cel care s-a întrupat prin Fecioara Maria, care și-a început activitatea unde, undeva peste 30 de ani, în jurul acestei vârste. Cel mai mult a predicat despre împărăție. El și-a început toate predicile și toate exemple și pildele și ilustrațiile cele mai importante din Evanghelie. Au în centrul lor un discurs prin care el a vrut să explice evreilor de atunci și nouă de astăzi. Căci există o împărăție a sa care este printre noi. Și primul gând care vreau să vă-l spun, împărăția lui Dumnezeu, pe care el a mai numit-o împărăția cerului, este o realitate. Este o realitate pe care dumneavoastră și cu mine suntem invitați să o credem. Dacă noi nu credem lucrul ăsta, dați-mi voie să spun că indiferent cât de religioși suntem, religia mea și a voastră nu are nicio valoare. Pentru că de fiecare dată mă întreb, bine ne ducem la biserică, că bine ne facem cruce, bine nu ne facem cruce unii dintre noi. Bă, dar care e finalitatea acestei povești? Cu ce mă aleg eu din toată povestea asta religioasă? Cu ce mă aleg eu din rugăciunile care le fac? Ce efect au ele în viața mea? Când mă uit la mine, ce îmi dă siguranță mie? Tragerea clopotelor din, din preajma mea? O, este un, un, lucru simbolic care mă poate dezmetici de cap sau uneori să alunge norii. Dar cu ce mai aleg eu din povestea asta religioasă? Atunci Iisus Hristos a spus Nu vreau să aveți o credință pentru ca ea să vă asigure protecția și liniștea pe pământul ăsta. Iar Apostolul Pavel ia povestea asta și spune așa Dacă numai pentru viața asta v spus pus încrederea în Dumnezeu în Hristos, în Biblie. Atunci a dat în voi, a spus Marele Apostol Pavel, să vă declar pe toți care credeți în Dumnezeu. Și v-ați luat pe Dumnezeu să vă protejeze, să vă ajute, să vă inspire, să vă dea succes. Să vă vindece sau ce mai poate face Dumnezeu, că poate multe. Doar ca să aveți o viață liniștită pe pământul ăsta și să fiți îngropați creștinește. Pavel ne declară pe toți sau pe cei care sunt acolo, eu nu vreau să mă număr printre ei, că suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Că nu e așa, vai de ei musulmani, vai de ei necredincioși, bine de noi că-și credem. Bine de noi că știm de Dumnezeu. Bine de noi că acceptăm pe Hristos. Bine de noi că știm atât de multe lucruri. Bine de noi că avem biserici. Bine de noi că suntem poporul creștin al Europei sau al României. E foarte bine că avem informația. Numai eu vreau să vă întreb în, în după masa asta. Dumneavoastră chiar credeți că există o împărăție a lui Dumnezeu? Și dacă credeți că există o împărăție a lui Dumnezeu, sunteți gata să mergem spre concret în după masa asta și să vedem dacă noi suntem parte din ea? Altfel, dacă nu suntem parte din această împărăție lui Dumnezeu, vă întreb, pastorul din după masa asta la început ne-a invitat să spunem tatăl nostru. Foarte frumos. M-am uitat la dumneavoastră, ați spus tatăl nostru, l-am spus și eu lângă Radu, acolo pe scaun. Dumneavoastră sunteți conștienți ce ați cerut prima dată în rugăciunea asta să se întâmple? Și și-am spus lui Dumnezeu înainte să ne dea pâinea? Pâinea nu pe primul loc în Tatăl nostru, că cel care a construit rugăciunea a știut că nu e așa. Că nu i prioritatea să ne umflăm stomacile și să trăim mai bine sau mai uh, puțin bine. Dumnezeu a știut că stomacul ăsta și trupul ăsta pe care îl rănim grozav de bine, sau dacă suntem săraci, ne trăm cum putem, într-o zi o să-l ducem acolo unde e loc, în țărână. Dumnezeu și Hristos care a construit rugăciunea asta, a pus în rugăciunea asta o dorință supremă, înaltă, arătând că ființa creată de El nu are un final acolo la cimitir. Arătând că cel care vine din Dumnezeu, răsferit coroana creațiunii lui omul nu poate să o sfârșească așa deprimant. E drept, în imagine, frumos, cu preoți în față sau pastori înaintea Carl montuar, cu oameni care fac slujbe 120 cu bocitor sau fără ei, dar e deprimant să încheie viața un individ acolo în cimitir, cu lacrimi multe sau puține, cu o mulțime de oameni arătând că a fost un om important în Petre sau în Becran sau în Bistreța sau în Cluj, sau cu trei oameni după el arătând că a fost nimeni în drum pe pământul ăsta. Rugăciunea asta este construită de Hristos ca să arate că individul care spune rugăciunea asta are în fața lui o valoare atât de mare încât finalul lui nu e așa. Nici măcar nu vorbește în, final, în finalul, nici în începutul acestei rugăciuni de asemenea lucruri care noi ne agățăm de ele sau care gândim că prin ele am scăpat din cazuri de probleme și de fericire și de nefericire. Isus Hristos a spus când ne rugăm și spunem lui Tatăl că primul lucru care îl cerem să vină și să se întâmple să vină pentru noi este acesta. Te rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să fie sfințit numele tău, dar te rugăm într-un mod clar și insistent, vie împărăția ta. Vie împărăția ta. Atunci când cer să vie o împărăție, e clar că de-aia o cer să vie. Pentru că, unul, tu crezi în ea. Și când o cer să vie, înseamnă că ți-o dorești. Că dacă tu te rogi lui Dumnezeu să te aducă uh, fiica acasă din Cluj, de la facultate, înseamnă că îți doresc să vină. Înseamnă că ea e valoroasă pentru tine. Ea e fiica ta și vrei concret să o îmbrățișezi și să intri într-o zi în realitate, să fii uh, cu ea în casă, să vorbești. Apoi noi ce ne rugăm? Noi despre ce vorbim în rugăciune? Pentru că de foarte multe ori aud românii că-și cred în împărăția lui Dumnezeu. Că spun rugăciunea asta. Că vorbim despre ea, că auzim despre ea, că-și cântăm despre ea. Că o pomenim de multe ori. Dar într-un mod paradoxal dureros și nefiresc. Noi nu suntem convinși dacă suntem în ea și îi aparținem. Și atunci confuziile astea fură din noi liniștea. Și atunci când se clatină împărățiile, și când se clatină sănătatea, și când se clatină relațiile, și când se clatină funcțiile, oamenii intră în deprimare, intră în depresie. Oamenii sunt speriați, oamenii sunt îngroziți, oamenii sunt în confuzie, oamenii sunt gata să creadă în orice în toată povestea asta, dar nu știu ce va fi cu viața lor și mai ales cu eternitatea lor. De aceea vreau să-ți spun astăzi Ascultător, stimate ascultători, simate creștini, împărăția lui Hristos este o realitate. Și Isus a vorbit cel mai mult despre împărăția aceasta. El a început prima lui predic, așa: pocăiți vă că împărăția cerurilor este. sunește stat adunarea. Cum este? Este aproape. Ioan Botezător, o, Doamne. Astea sunt predicile mele? Cineva o să le adune? Am vrut să las Biblia acolo, dar astăzi o să învăț o lecție. Te rog să N-am vrut să vin fără Biblia aici pentru că nu, nu, mă simt bine, dar acum nu e nicio problemă. Atunci când Isus Hristos a început predica, a spus asta. Ioan Botezătorul, înainte de Domnul Isus Hristos, a spus același lucru. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Așadar, deodată, împărăția lui Dumnezeu devine o realitate. Despre a vorbit toți apostolii și toți prorocii au avut în vedere împărăția lui Dumnezeu. Unul din lucrurile care vreau să vi-l spun în al doilea rând în această seară este că ca omul care crede în realitatea împărăției lui Dumnezeu trebuie să-și pună problema aceasta. Cum intru eu în posesia acestei împărății? Ca să nu fie nicio confuzie, Sfântul Apostol Pavel a spus la un moment dat în epistolele sale, pentru că mulți au crezut că împărăția lui Dumnezeu este una geografică. Este una care are legătură, cum a spus bogatul acela, legată de mâncare, de băutură, de prosperitate, de binecuvântări materiale. A spus așa. Atenție! Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură împărăția lui Dumnezeu este pace, este neprihănire, adică toți oamenii care aparțin împărăției lui Dumnezeu și care au împărăția lui Dumnezeu sunt în pace. Revin la punctul ăsta. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, adică oamenii care trăiesc și au împărăția lui Dumnezeu, viața lor a fost schimbată. Viața lor a fost curățită. Și în al treilea rând, Împărăția lui Dumnezeu este bucurie. Și ca să nu fie nicio confuzie să sunem, dar ce bucurie este împărăția lui Dumnezeu? Păi împărăția lui Dumnezeu este bucurie pentru că acolo dacă ai prins o poziție bună în fruntea ei, te bucuri de poziție. Nu, bucuria asta nu este dată de poziții. Bucuria asta nu este dată de alte lucruri de gândire omenească, ci este bucurie datorată și prin Duhul Sfânt. Pe care nu demult l-am sărbătorit prin uh, sărbătoarea din România Rusalilor. Revin, caracteristicile acestei împărății sunt reflectate de pace. Adică, dacă tu vrei să-ți faci un test astăzi, dacă ai vreun contact cu împărăția asta, la ora când eu predic astăzi aici, nu niciodată să nu cădeți în capcana înșelătoare, spunând testul că eu aparțin împărăției lui Dumnezeu este religia din care fac parte. Dacă e o religie sănătoasă și bună, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă ai niște preoți grozavi care predică adevărul și explică, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dacă ai niște lideri care fac o treabă grozavă pentru tine și te slujesc, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. în față în față cu biserica aici, cred că evanghelică. Dar vreau să vă spun ceva după masa asta. Testul nu e religia. Testul nu sunt formele religioase. Testul nu sunt canoanele pe care noi de multe ori ținem atât de mult la ele care spunem, am făcut asta, cred că sunt mântuit. Am făcut lucrul ăsta, cred că sunt păcat cu Dumnezeu. Am făcut asta, cred că totul e în regulă. Am dat niște bani, m-am dus la biserică și cred că totul s-a rezolvat. Asta oricine poate face. Atunci când vrei să testezi faptul că ai devenit și ai împărăția lui Dumnezeu în inima ta, și aparții acestei împărății și de drept te rogi prin Tatăl nostru că ea să vină și tu chiar o aștepți, primul test este dacă ai pace. Pacea asta are trei direcții. Suntem într-o lume în care tot timpul vrem această viață tridimensională. No, și pacea e un fel de 3D. Ca și ochelarii care te uiți prin ei și vrei să deodată tridimensional. Prima direcție a acestei păci și care îți dă garanția și liniștea că împărăția lui Dumnezeu o poses, este următoarea. Dacă tu și cu mine suntem împăcați cu Dumnezeu. Cel care ne desparte de Dumnezeu și ne pune vrăjmaș cu El, este păcatul. Păcatul, spune cuvântul Dumnezeu, este vrăjmașie cu Dumnezeu atunci când noi lăsăm păcat în viața noastră, noi nu suntem prietenii lui Dumnezeu. Eu sunt vrășmașul lui Dumnezeu. Că trăirea în lucrurile firii pământești, a minții blestemate și corupte care o moștenim de la Adam, este vrășmășie cu Dumnezeu. Așadar nu pot să plași lui Dumnezeu când trăiești după voile minții mele și a tale lipsite de Dumnezeu, nenoite de Duhul Sfânt și de Evanghelie. De aceea oamenii sunt înșală atunci când cred că aparținând unde biserici sau unei religii, povestea e rezolvată. Nu e rezolvată. Rii să te duci în iad cu tot cu religie. Problema este rezolvată când eu mă împac cu Dumnezeu. Că dumneata cu nevasta ta, ca să te fac foarte atent sau cu soția ta, să fiu mai modern. Dacă ești într-o ceartă, Faptul că tu ești pe numele ei sau mai ales ea pe numele tău și nevasta ta nu rezolvă problema. E nevasta mea și tot în regulă. E în regulă când tu te duci și îți ceri iertare. Este în regulă când voi doi vă împăcați și vă iertați. Atunci din dușmania care ați avut-o cu, să zic, să nu exagerez, cu o oră în urmă, că pot să fie zile, S-a rezolvat, dar cum s-a rezolvat? M-am împăcat cu ea. Cum te-ai împăcat? Am avut o discuție, ne-am cerut iertare și ne-am pus la punct și tot conflictul nostru s-a șters. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și păcatul ne duce într-o uh, vrăjmășie cu Dumnezeu. Cum putem să ne împăcăm cu Dumnezeu? E o întrebare simplă, dar logică și rațională. V-am spus ce ne ucide pe noi este simplitatea, pentru că nu vrem să o acceptăm. Cum de am devenit noi împăcați cu Dumnezeu? Un mare poet a spus așa, există un loc, locul împăcării omului cu Dumnezeu. Și a scris niște versuri și a spus așa, Golgota este locul unde Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Unde se împacă omul cu Dumnezeu? La cruce la Golgota. De ce acolo se împacă Dumnezeu cu omul? Pentru că între Dumnezeu și om este o vrăjmășie. Cel care l-a făcut vrăjmaș pe om cu Dumnezeu este păcatul. Între noi și Dumnezeu este o problemă. Iar crucificarea lui Isus Hristos a fost faptul că Isus a stat pe cruce între Dumnezeu și mine. Și ca să mă pot împăca cu Dumnezeu, Tatăl care m-a creat, Hristos a luat păcatul care mă despărțea de Dumnezeu, l-a luat asupra lui, l-a pironit pe cruce și a plătit pentru el. Pentru că fără vărsare de sânge nu există iertare. Și în Vecul Testament, pentru ca evreul să fie iertat, trebuia ucis un miel sau un ied. Și sângele acelui miel, ied sau acelui vite, era stropit peste altar și evreul care ducea jertfa aceasta, datorită acelui sânge, era iertată vina. Dumneavoastră și cu mine ne uităm ușor la crucea Domnului Isus Hristos. Dar acolo pe cruce, Dumnezeu a stat de vorbă cu noi și ne-am putut împăca pentru că la mijloc între mine și Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, a stat Iisus. Iar El este jerfa de ispășire pentru păcatele mele. Și nu numai pentru ale mele, spunea Ioan, pentru ale lumii întregi. El a stat la mijloc. Noi nu putem să, nu puteam niciodată să dăm mâna cu Dumnezeu. Să ne împăcăm să ne îmbrățișăm și să sunem da. De astăzi eu aparțin lui Dumnezeu pentru că împărăția lui a intrat în viața mea. Dar ce înseamnă împărăția pentru tine? Împărăția lui Dumnezeu este pace. Dar cum ai, înțe-a obținut împăcarea cu Dumnezeu? Am dat un milion de euro să fii sănătos. M-am dus la biserică să fii sănătos. Am făcut cruce să fii sănătos. Am devenit pentecostal să fii mai sănătos. Am devenit baptist să fii la fel de sănătos. Dacă în toată povestea asta religioasă nu există momentul acesta în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu prin Hristos pe cruce, la ora asta, nici Sabatul, nici vegetarienii, nici carnivorii, nici bogații, nici săraci. Nici schinguiții, nici crucificații nu pot să admită și să recunoască în realitate și să dovedească că sunt împăcați cu Dumnezeu. Pentru că singurul mod prin care putem fi împăcați cu Dumnezeu este prin Crucea Domnului Isus Hristos. Când de aici sunteți de acord cu adevărul ăsta? Aș vrea să văd, facem un vot aici, nu va ieși nimeni în primar azi, nimeni nu va pierde nimic, dar putem să devenim toți fii și fiicele Dumnezeului prea înalt și spunem toată adunarea Amin. Cine crede în acest mijloc. Mâna sus. Din toată inima spun: Doamne, binecuvântat să fii Tu, binecuvântat să fii Duhul Sfânt, binecuvântat să fie puterea Evangheliei, care străpunge și clarifică mințile și inimile noastre și toată adunarea să spunem: Amin. De unde știu că am împărăția lui Dumnezeu? Am pace. Cu cine ai pace? Cu Dumnezeu. Cum ai obținut pacea asta? Prin credință în Domnul Isus Hristos. Ați înțeles? Pacea aceasta care o are un om, care are împărăția lui Dumnezeu, se extinde deodată pe orizontal. Pentru că dacă vorbim de cruce și în mod simbolic, și am spus de multe ori în predicile mele, în România este mai dificil să găsești pe pentru că nu are un indicator foarte clar. Și de multe ori în România, ca să găsești o localitate, trebuie să-ți bagi GPS-ul, să-ți arate asta pe unde să te duci. Că nu prea sunt indicatoare. Dar în schimb, avem indicatoare puține, dar mai puțin, mai mult decât indicatoare, avem în România cruci. Trebuie spre Tihuța, o cruce foarte mare acolo. Să o vadă toți. Ziua e mare, că e mare și o vezi. Noaptea e și mare și luminată. Mergi spre Baia Mare, cruce. Mergi la ieșire din Beclean, cruce. Mergi pe stradă, cruce. Mergi după colț, cruce. Mergi la țară, mai multe cruci. Te urci în mașină, cruce la oglindă. Te uiți în oglindă, cruce la gât. Toți suntem un popor de cruceați. asta e bine. Dar ce înseamnă crucea pentru dumneata? În primul rând ai auzit ce înseamnă. Împăcarea cu Dumnezeu este simbolizată în cruce prin lemnul ăla vertical. Când te uiți la lemnul ăla care stă în picioare, să știi că prin lemnul acela pot să vezi pe cel de pe lemn și care are putere de împăcare. Că dumneavoastră puteți să pupați cruci eu și noi putem să ne punem crucea la piept, să murim cu ea pe noi, dar simbolul ăla nu mântuie, dar elementul ăla nu schimbă vieți. Cel care schimbă vieți și împacă oamenii cu Dumnezeu este cel care a stat pe lemn. Și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. V-aș mai cere cu tot dragul încă o dată un amin. Pentru că, de fapt, crucea nu poate fi decât datorită lui Hristos un simbol creștin. Pentru Imperiul Roman și nu numai, crucificarea era un element al blestemului. Și cel care era crucificat era blestemat. Așa că statul pe lemn e un blestem. Și Isus Hristos a fost făcut blestem pentru noi, pentru ca noi să putem să fim iertați și împăcați cu Dumnezeu. Să spunem deodată, mulțumim Tată din ceruri. Mulțumim Tată din ceruri. Pentru că toată această lume mistică, în care noi românii credem foarte tare, și toată această lume a elementelor care ne provoacă de multe ori să credem că ne schimbă este de fapt o minciună frumoasă, frumos etichetată și dacă nu ești înțelept ar putea să pierzi eternitatea. Și pentru că eu vă prețuiesc și pentru că întotdeauna îmi place să predic adevărul, vă spun. Verticala acelui lemn îți arată că cel de pe lemn te-a împăcat cu Dumnezeu și este singurul care poate să facă asta. Când te uiți la lemnul orizontal, lemnul ăsta vorbește despre o a doua dimensiune a păcii. Și a doua dimensiune a păcii este că tu și cu mine trebuie să trăim în pace cu oamenii, cu semenii. Dacă ești un om în împărăția lui Dumnezeu, la ora asta când eu predic trebuie să fii în pace cu toată lumea. Ești? Suntem? Pocăiții. Cum stați? Câți, câți aveți în preajma asta pe care i-aveți pe la ficat? Câți? Unu? 2, 3? Dacă v-ar lăsa Dumnezeu și v-ar da o listă să vă rugați, să spuneți, Doamne, uite-ți, dau libertatea și te ascult și te scap de câțiva din preajma ta ca să fii fericită. Câți ai îi trece pe listă? Dacă chiar la Dumnezeu te-ar face fericită deodată. Păi câți ai? Vecinii? Soacrele? Patronii? Dacă tot timpul voi aveți bani și ne chinuiți aici ca pe niște slugi. Normal, că tu câți bani ei, că asta e problema românului, lui, problema lui care servici, problema lui de ce patronul câștigă atâta. Pe cine ai vrea să rezolve? Aveți probleme cu politicienii? Ia străce pe listă în seara asta, Doamne, pastorul s-a rugat pentru ea. Vă puteți ruga pentru guvern? Cam așa ar trebui să arată un om în împărăția lui Dumnezeu să se lage pe primar, pentru primar în fiecare zi. Când să rugați? Noi credem în Dumnezeu, noi credem în Biblie, noi mergem la biserică. M-am sătunat de ticăloși m-am sătunat de hoții m-am sătunat de... Da, dacă a dat Dumnezeu o bombă în Parlament să mă arătăți. Sunteți creștini? Da? V-ați întâlnit cu Dumnezeu? Sunt prea dur, îți biblic. Rugați-vă pentru dregătorii și pentru cei care vă conduc, că nu este nicio dregătorie care există la ora asta fără îngăduința lui Dumnezeu. Știți asta? E greu să te rogi pentru unul și altul. de e greu că nu prea suntem în lumea lui Dumnezeu, suntem în lumea noastră. Și aici se iardă focul pe unii, îi blăstămăm pe alții, iertați mă stimați doamne și domnișoare și stimați creștini din Petrești. Dacă noi românii avem niște mândri între ghilimele ciudate și de neînțeles, este că avem o listă de blesteme și de afurisenii pe care eu nu pot să înțeleg, pe care uneori chiar popa le, le dă, Băia ia, că fac eu afurisenia, mă. Dar din ce Biblie sunt astea? Pot să spun? Se spune că nu ăștia mai... Care nu vrem să sune prost așa când vrem pe unul să-l facă dispărut. Am auzit povestea asta, sper că e o glumă. Ca să nu zic să-l focul, că nu sună prea bine, zice, Doamne, dă multă căldură, multă căldură. Adică îi dorești foarte multă căldură la vecinul tău. Păi câți vreți dispăruți? A, noi ne-am împăcat cu Dumnezeu. Noi credem în Isus și în jertfa Lui. Noi vrem să ajungem în împărăția Lui și împărăția Lui să fie în inimile noastre. De ea analizați-vă cum stați pe orizontală. Sunteți în pace cu oamenii? Fiindcă târnă de voi, spune Apostolul Pavel, trăiți în pace, spuneți toți care știți Biblia ce urmează. Trăiți în pace cu... Trăiți în pace cu... Pentru că împărăția lui Dumnezeu este pace. Și pentru că împărăția lui Dumnezeu este pace, trebuie să știți că împărăția asta are, are, are caracteristica asta. Iisus a spus, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Faceți bine celor ce vă fac rău. Dacă cineva te pune să mergi o milă, du-te două. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, ce să faci? Haide, stare că știți, ce să faci? Lasă și cămașa. Unde se mai predică Evanghelia asta? Dar ce o fraier? Dar ce crezi că dacă eu m-am întors la Dumnezeu și m-am pocăit, îți prost, iau pe unii. Vă vezi că eu m-am pocăit, dar asta nu înseamnă că prost. Adică dacă ierți, dacă ești bun, dacă faci bine, deodată ești prost. Pentru că așa e lumea asta. Numai atunci când ești în lumea lui Dumnezeu, începi să gândești altfel. Mă rog aici la Petrești să coboare în părăția lui Dumnezeu, să spunem toată adunarea, amin. Să spunem toată adunarea, amin. Să spunem toată adunarea, amin. Dumneavoastră ce crede de martirii care au lăsat sânge pe timpul comunismului în România? Dumneavoastră care sunteți aici, doamne și domn, au fost fraieri sau au fost creștini adevărați? Atunci când i s-a pus pistolul la templu și a spus Hristos sau pușcăria, biserica sau moartea, Biblia sau ateismul, ce spui? Și a spus Hristos, și a spus biserică, și a spus Biblie și au înfundat pușcările. Și unii au murit. Știți de ce? Pentru că ei aveau împărăția lui Dumnezeu în inima lor. Și asta dacă se clatină familia noastră și viața noastră și tot ce avem, există o împărăție în noi care nu se poate clătina. Și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, amin, glorie Domnului. Pacea asta orizontală este o dovada că tu ai împărăția lui Dumnezeu în inima ta. În urmă cu câteva săptămâni, Dumnezeu mi-a pus un test pe zona asta, când am avut o anumită problemă, și acum știți, am prieteni și eu destui și am vrut să o rezolv. De am vrut să o rezolv în pace și legal. Dar cineva mi-a sugerat că trebuie făcut ceva și că se poate să facă legal, dar trebuie să dau un judecată, trebuie să acționez și sigur, prin acțiunea mea, s-ar putea două capete cel puțin să zboare. Aveam și eu dreptatea mea. Dar aveam și eu în poveste asta, eu sau persoanele pentru care mă luptam, aveau vina lor și culpa lor. Dar eu am fost chemat să rezolv problema, nu știi nimeni. Tu depui și după aia alții se ocupă. Și aveam o noapte la îndemână. Discuția a fost seara și dimineața la 9 treia să acționez. Nu mi-a trăit o noapte. Nu aveam nevoie de o noapte, crede-mă. Nici să mă rog, să mă duc să spun, Doamne, ce să fac? Aia însemna că îți departe de Dumnezeu și de inima lui. Dacă aveam nevoie de o noapte și de o rugăciune, eram departe. În momentul când m-am -am despărțit de omul ăsta, am auzit o voce în inima mea. Faceți bine celor ce vă fac rău. Atât a fost tot. Și n-am făcut nicio acțiune. Pentru că nu asta este ideea. Ideea este că noi trebuie în lumea asta să dovedim că suntem din lumea lui Dumnezeu. Și că lumea lui Dumnezeu este în noi. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. O a treia dimensiune a păcii este că oamenii care au pace. Sunt împăcați cu ei înșiși. Am văzut și aseară la Baia Mare zeci de oameni care au ieșit în față, cu care am văzut. I-am văzut și am vorbit și le-am ascultat povestea lor. Foarte mulți dintre ei erau în război cu propria lor persoană. Erau măcinați de păcate din trecut sau din prezent. Erau măcinați de condamnările conștiinței. Și majoritatea dintre ei îmi spuneau avem coșmare, nu putem dormi noaptea, suntem neliniștiți, suntem traumatizați, nu știm ce se întâmplă cu noi. Pentru că împăcarea cu tine însuți este un moment care îți aduce pace și fericire în viața ta. Și eu nu știu cum ești astăzi. S-a apropiat de mine o doamnă și mi-a spus cred că am adunat aproape o boală psihică. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Zice, am făcut un avort cu ani mulți în urmă și nu mai am liniște deloc. Și atât de tare m-am zdruncinat la nivelul psihicului din cauza aia, încât am ajuns în aproape să fiu diagnosticat-o cu o boală. A zis, domnul pastor, vă rog să-mi spuneți ce să fac. Cine poate da unei asemenea femei pace? Cine poate da liniște? Dumneavoastră credeți că eu am o baghetă magică să dau oamenilor acestea pacea? să se poată împăca cu ei înșiși să se ierte pe sine pentru ce au făcut? Nu. Dar cel care poate să-ți dea împăcarea cu tine însuți, pentru tot ce ai făcut rău până în seara asta, pentru toate dușmăniile și urile care îți macină ființa, pentru toate conflictele care te-au măcinat până în seara asta, pentru faptul că nu l-ai înțeles pe Dumnezeu și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu și ne împăcându-te cu El, am adunat o grămadă de istorii triste, de dureri, de eșecuri, care le-am provocat altul la răni și alții nouă. Suntem o grămadă de multe ori de dureri interioare. Le-am spus prietenilor mei aseară, după ce ne-am despărțit. Ați văzut zecile de persoane care au fost acolo în piața mare, pe centrul din, 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 Baia Mare? A zis da. Când v-ați uitat la ei, erau oameni de toate categoriile. Dacă eu trebuie să vă spun că n-am putut cu tot să stau de vorbă, dacă puteați să vedeți voi ce era de fapt în oamenii care erau acolo și fețele lor aproape nu trădau nimic. Te uita la ei și erau la fel de normal ca toți dintre noi. Și totuși purtau în ei dureri, amărăciuni și conflicte care aveau nevoie de liberare, de vindecare și mai ales aveau nevoie de cineva care să le șteargă toată povestea din trecut. Și nu putem să ștergem povestea nimănui, sub nicio formă. Singurul care poate șterge povestea ta. Când m-a întrebat doamna aia, ce pot să fac domnul pastor cu toată povestea asta? și am zis, cineva ți-a plătit-o. Cineva ți-a plătit povestea asta. Cineva a plătit actul tău uh, prin care ai comis avort și ai ucis copilul ăla. Cineva a plătit la cruce vina asta. Trebuie să crezi în momentele următoare că sângele lui Isus Hristos a plătit și a curățit. E momentul când prin credință să accepti că tot ce a fost în spate s-a dus. Este momentul când trebuie să accepti. Domnule pastor, eu sunt la a doua căsătorie am doi copii din prima, am un altul din al doilea. Nu mai știu ce să fac. Mă simt ruinat, îmi pare rău de tot ce am făcut, am crezut că o să găsesc fericirea și o dramă în viața mea. Am auzit de Dumnezeu și am mers la biserică și a fost atât de aproape în unele momente de a face pasul și nu l-am făcut. Și mi-am adunat atâta vină și atâta dramă. Nu mai are niciun rost viața mea. Îmi puteți spune ce se poate întâmpla cu mine? Îmi pare rău că ați făcut asta, am zis. Nu mai puteți să întoarceți viața înapoi. Dar pot să vă spun în seara asta. Că cu soțul pe care îl aveți actual Dacă vă întoarceți cu fața înspre Dumnezeu Dumnezeu este aici Ca să vă dea liniște Să vă spele conștiința și vina Și să puteți de asta să aveți o viață diferită Și într-o zi să fiți mântuită Și să fiți în împărăția lui Dumnezeu Pentru că atunci când ai împărăția lui Dumnezeu În inima ta Trebuie să fii împăcat Cu Dumnezeu, cu semenii și cu tine însuți Mă întreb în seara asta, uitându-mă la dumneavoastră, putem să spunem în seara asta cu toată libertatea să viem împărăția lui Dumnezeu? Și dacă vine la noapte împărăția lui Dumnezeu până revenirea lui Isus Hristos, pot să vă întreb dacă veți fi mântuite și mântuiți și veți pleca și vom pleca în cer cu Dumnezeu? Asta ar însemna siguranța mântuirii. Eu mă întreb în seara asta ar trebui să luăm decizia să ne împăcăm cu Dumnezeu de dragul Lui. De dragul faptului că a venit în lumea asta pentru noi și ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pe cruce. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aș vrea acum în final de predică totul să-ți aduc aminte că toate lucrurile la care ținem sănătatea noastră se va duce Că mândria la care ținem de multe ori și datorită faptului că suntem noi ce suntem, ne este rușine să ne smerim la crucea lui Isus Hristos și să spunem, ca și partea mea altădată, Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mândria de multe ori nu ne lasă și din religioși cum suntem, rămânem într-un dialog surd cu Divinitatea, ca și Simon Fariseu Creăm o clasă socială de oameni de treabă. Și avem impresia că cu noi nu va fi nimic rău. Așa gândi și el. A judecat femeia păcătoasă care a venit și a intrat în casa lui. Și s-a dus la picioare lui Isus Hristos și a plâns cu amar, fără voce, fără grai. Toate păcatele ei care n-au fost puține. Isus confirmă păcatele ei care sunt multe. Sunt iertate. El s-a crezut într-o clasă superioară. El s-a crez crezut prea bun, prea neprihănit, prea în regulă, prea religios, prea sănătos ca să se prăbușească în fața lui Hristos și să spună mă așez lângă femeia asta, mă așez și eu și plâng lângă ea și spun și eu alături de ea, iartă-mă și pe mine, Doamne! Nu mi permi luxul ca femeia asta păcătoasă să plece exact din casa mea iertată și mântuită! și cu pace în suflet, pentru că Hristos urmea să spună, femeie, păcatele tare care sunt multe sunt iertate, tu te pace. Credința ta te-a mântuit. Nu pot să-mi permit asta. Am văzut oameni care atunci când îi chemam în față, am văzut în multe locuri asta că se uită cine merge și dacă merge cine nu trebuie, ea nu mai merge. Nu pot să mă asociez cu... Iartă-mă! Am și eu Opoziție în orașul sau în comună sau în societate. Nu pot să mă prăbușesc lângă amărâții ăștia. Nu pot să fiu ca ei. Dacă ești aici în seara asta și ai, ai impresia că ești foarte bun, grozav de bun, îți aduc aminte. Nu există nimeni bun. Unul singur este bun și mulțumim că este prezent aici cu noi. Numele lui este Isus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele lui. Binecuvântat să fie numele lui. Isus a spus pilda aceea pentru unii cu destinație precisă, care se încredeau în ei înșiși că sunt neprijăniți și disprețuiau pe ceilalți. Și a zis: Doi oameni s-au sunit la templu. Unul era fariseu și celălalt era vameș. Fariseul se ruga în sine, nu să-l audă cineva, dar cineva l-a văzut. Și spunea îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Îți mulțumesc că eu dau zecioală și enumără tot ce făcea. Îți mulțumesc că nu sunt ca răpăreții, ca și curvarii, ca și desfrânații. Îți mulțumesc că nu sunt nici măcar ca vameșul acesta, care nu făcea altceva decât stătea prăbușit, se bătea cu pumnul în piept, și rugăciunea lui e simplă și directă. Ai milă de mine, păcătosul! Iisus a spus Adevărat, adevărat vă spun Că mai degrabă Acel vameș Se întoarce acasă să o cotine prihănit Mântuit cu împărăția în inima lui Decât celălalt Pentru că oricine se va smeri Va fi înălțat Și oricine se va înălța Va fi smerit În momentele care urmează Aș vrea să vă dau posibilitatea Dumneavoastră și și mie Să stăm în prezența Dumnezeului Celui Viu Aș vrea să te întreb în seara asta. Într-o lume în care toate se clatină, împărăție se clatină, imperiile se clatină, sistemele politice se clatină, Europa se clatină, Rusia se clatină, NATO se clatină, pacea se clatină în lumea asta. Sănătatea se clatină, funcțiile dispar, banii vin și pleacă. Nu avem putere la nimic pe pământul ăsta. Există în lumea asta o împărăție care nu se poate clătina. O ai? Ești mântuit? Ești mântuită? Dacă nu, dacă nai siguranța vieții veșnice, dacă n-ai liniște în sufletul tău și nu ești în păcat cu Dumnezeu, cu semeni și cu tine însuți, dacă simți că ceva nu e în regulă în casa ta și în viața ta și în familia ta, dacă ai lucruri în spate care te condamnă, care te apasă, care ți-au furat liniștea și pacea, dacă simți toate lucrurile astea și vinovăția te apasă, îți aduc o veste bună în seara asta. Cel care a stat pe cruce, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici să-ți aducă iertare, eliberare și vindecare.